Să circul cu atelajul hipo pe străzile Câmpinei poate fi chiar periculos. În afară de amenda de câteva sute de lei pe care o riști dacă te întâlnești cu un echipaj al poliției, iată că te poți și accidenta. I s-a întâmplat unei femei de etnie romă care se afla în zona Mușcelului, la intersecția străzilor Drumul Taberei cu Ion Elia de Rădulescu. Văzând că un echipaj de poliție se află pe urmele ei, femeia aflată în căruță s-a speriat și a căzut. Din fericire, nu a suferit decât câteva zgârieturi. Echipajul de pe ambulanță a venit la locul accidentului, a tratat-o pe femeie, după care a transportat-o la spitalul municipal. Ce s-a întâmplat? Ce să fac, doamnă? Am trecut pe drum și ne-a alergat băieții de la comunitari, băieții de la sediu cu căruța și am căzut în căruță. Uite, sunt amărâtă. Persoana a căzut din căruță și are un traumatism cranian minor și e scoriații pe toraj. Deci nimic grav. Din fericire. Totuși, știți motivul pentru care a plecat din căruță? Nu s-a asigurat și mergea cu viteză mai mare. Va fi transportat la spital pentru îngrijire? Da.